Prin conferința teritorială a Uniunii Premier Retean, ocazie în care am avut invitație președintele Partidului Național Liberal, secretar general al Partidului Național Liberal, Eduard Felic, a fost o ocazie bună pentru noi, liberalii din neam, să nu vedeți greu, vedeți care, cu limbata anii ai regimului Federescu, a fost anticumpris pentru liberalii Neamței, o ocazie pentru președinte, pentru secretarul general al Partidului, pentru a lua la cunoștință, încă o dată, de problemele filialei Neam, de obiectivele pe care și le-a stabilit și în modul cum le va îndepli. Era cuvântul domnului președinte. Bună ziua, mă bucur să mă întâlnesc. Presupun că ați participat și la reuniunea noastră, da? În plen, o întâlnire deschisă, transparentă și pentru presă. Am transmis acolo câteva dintre ideile mele în părțile din Neamț. Aici aș vrea să adaug faptul că, deși așa cum domnul președinte Lăsărescu spunea câteva secunde, nu a fost ușor și nici acum foarte ușor pentru liberalii din Neamț. Aceasta este o organizație în legătură cu care noi avem așteptări mari, realiste, dar mari. Pentru că e vorba de oameni care muncesc cu dedicație, cu randament, de o bună bucată de vreme. Președintele organizației, unul pe care îl cunosc pe atâția ani, nu vreau să mai spun, dar ca liberal, coleg. Și de asemenea, există elemente care ne fac să fim optimiști, pentru ca în următoarele alegeri, în activitatea partidului de până la aceste alegeri, rezultatele să fie cel mai semnificativ. Potențialul electoral pentru Partidul Național Liberal este un semnal partidului, conducătorilor săi, de până acum, de acum înainte, fără regim de funcțiunea de a-l fortifica mai bine. Împreună cu domnul secretar general, am avut și o discuție, să spunem, tehnică, în natură organizatorică, înainte de această reuniune plen. Și îmi exprim convingerea că și autorul al organizației va putea să realizeze obiectivele curajoase pe care le-a și asumat, cum se poate de deschis, de rezoluția pe care astăzi am propus-o delegației de bani. Stăm la dispoziția întrebărilor dumneavoastră, pentru că să iau lucruri pe care le-am spus. Stăm cu aceeași bunătăință cu care am comunicat. Văd, semnalează colegul meu, în continuare se răstălmăcește, se minte în mișinare. România Liberă lucrează pur și simplu că eu am spus că PSD-ul m-a lăsat singur, ceea ce pentru toți care a spus în sală, cred că e limpede că e o minciună și o răstălmăcire. Eu m-am obișnuit, nu fac, nici nu mai fac măcar caz de asta. Datoria mea și colegilor mei este să spunem deschis ce credem, ce facem, ce vrem să facem. Suntem deja obișnuiți cu atacuri și mai grav, cu ce răstălmăcii. Vom continua fără niciun fel de ezitare sau descurajare. Să spunem ceea ce avem de spus oamenilor și să facem ceea ce avem pentru oameni. Restul ține de profesia. Vă rog, deci. Domnule președinte, cum veți vota personal în privința proiectului Roșia Montană și dacă veți da, eu știu, sfatul colegilor din PNL pe același subiect? Voi da sfaturi. Dau sfaturi pentru că voturi. Susțin punctul de vedere în legătură cu interiorul partidului, în legătură cu un vot sau altul. Nu voi vota
doar un nume personal. Nu pot să fac abstracție și atunci când votez, faptul că sunt președintele unui partid. Vom avea o discuție, ea a și început zona de principiu, dar vom avea o discuție aplicată pe proiect cu documentația necesară unei asemenea decizii. Poziția Partidului Național Liberal, care e veche, nu e de dată recentă și e constantă, este o poziție care prevalează factorul economic, interesul pentru dinamism economic, pentru creșterea economică, pentru crearea locurilor de muncă, este o constantă. Credem că resursele acestei țări trebuie folosite în momente favorabile și în condiții favorabile. Și când spun condiții, mă refer la condiții economice, mă refer la condiții de mediu, mă refer la condiții de reflectare a unor afaceri de amvergura aceasta pe piața muncii și pentru a stabili dacă suntem sau nu suntem în aceste condiții. Trebuie să avem o discuție cu foarte multe date, inclusiv de natură tehnică. Suntem împotriva, și am fost mereu, împotriva unei abordări emoționale sau electoraliste. Nu contează, și acesta a fost totdeauna punctul nostru de vedere, atunci când guvernezi, nu contează câte voturi poți să câștigi sau să pierzi într-o măsură, ci contează convingerea ta, bazată pe argumente, că faci ceea ce este bine pentru țară, cu oamenii pentru țară. O abordare în acest sens am avut mereu și vom avea și acum. Vom avea o discuție în partid și partidul va avea un punct de vedere, chiar dacă evident și în această situație, ca și în atâtea altele, nimeni în Partidul Național Liberal nu va încălca libertatea fiului parlamentar. Nu avem mandat imperativ, există o singură regulă pe care totuși toată partidul o respectă atunci când avem de face cu moțiuni de cenzură sau investirea unui guvern pe care sunt în parte. Dar eu sper ca Partidul Național Liberal să poată și chiar vă garantez că va asuma o poziție de principiu. Chiar dacă, sigur, libertatea de vot a fiului parlamentar va fi asigurată. Dacă îmi permiteți, Ștefan Daraman, Radio România Actualități, două întrebări. Da. Începe sesiunea parlamentară și din punctul acesta de vedere, care este agenda, care sunt prioritățile Senatului? Și a doua întrebare, ați afirmat că, apropiate de alegeri europarlamentare, un examen pentru liberal și nu numai. Și tot dumneavoastră ați spus, traduc în spusele dumneavoastră, că în condițiile în care nu se atinge obiectivul obiectivul din 20% sau cam așa ceva, altfel veți discuta în partid, altfel în coaliție, altfel veți pune problemele. Ce se va întâmpla? Vă spun după alegeri. Am ținut rezultatul lor. Deci, în legătură cu agenda. În legătură cu agenda Senatului. Agenda Senatului nu o stabilesc eu, deși sunt președintele acestei camere. Agenda Senatului se va stabili începând cu prima ședință de birou permanent de mâine, înainte una voită, la început fiecare sesiune se alege un nou birou permanent. În ce mă privește și ce privește Partidul Național Liberal, există niște priorități. Și prima dintre priorități este încercarea pe care o vom face, o voi iniția chiar, în legătură cu niște modificări în regulamentul funcțional Senatului. Sunt două, trei lucruri simple, ușor de făcut, dar importante, inspirate din practica internațională parlamentară, din practica Parlamentului European. Cred că ar fi foarte nimerit, foarte posibil, să avem ceea ce se numește o oră, pe lume, o oră a primului ministru cu camera respectivă, un dialog între parlamentari și primul ministru și eventual alți reprezentanți ai guvernului, dar primul ministru principal, o chestiune. A doua, să introducem noțiunea de raportor la un proiect de lege. Asta este inspirată, repet, și din alte parlamente, și din Parlamentul European. Este binevenită pentru că presupune o ordonare
mai spornică a dezbaterii în comisiile de specialitate pe un proiect și în plus responsabilizează un număr de parlamentari. Una din problemele mari pe care viața noastră parlamentară le are este aceea că mulți parlamentari se simt nefolosiți, subfolosiți, simt că mai degrabă fac parte dintr-un număr, dintr-o masă, nu de manevră, evident, din vorba de decizii politice, dar care nu are decât rolul de a conspirați niște hotărâri care se iau, sigur, cu conducerile partidului care fac parte și parlamentari. Dar în exercițiul său de parlamentar, această postură, această obligație, această activitate ar putea spune că conține. În al treilea rând, o definire mai aplicată a funcției de control parlamentar, funcție de control pe care Parlamentul României, prin cele două case, funcție de domenii de activitate și instituții, le exercită. Nu faceți, vă rog, nicio legătură aici cu justiție, cu DNA. Ce că nu e vorba de asta? Ele nu se află și nu se vor afla și nu trebuie să se află în stat de drept, sub controlul Parlamentului. Eu mă refer însă la multe alte instituții pentru care Senatul, respectiv Camera Deputaților sau Parlamentul Ansamblu, au responsabilitate. Să zicem Institutul Cultural Român, care acum este în subordine. Funcționează, nu sunt senatorii pe acolo să-i spună celui care conduce institutul sau celui care conduce institutul ce să facă. E vorba de activitate, de un bilanț, de un buget pentru care Senatul este indirect responsabil. Și atunci când vorbim de funcțiile clasice ale Parlamentului într-o democrație, vorbim de legiferare și control, control parlamentar, în calitate de reprezentanță a cetățenilor, că asta sunt parlamentari. Sunt niște ajutori de primari sau intermediari între organizația de partid și guvern. Ei fac și aceste lucruri, au și aceste obligații, țin legătura cu comunitățile locale, dar principala funcție este aceea ca în numele cetățenilor să legifereze și să exercite controlul cetățenilor, contribuabililor prin intermediul parlamentului asupra unor instituții. Iată prioritatea priorităților, din punctul meu de vedere. Există de asemenea, aș adăuga, multe alte teme, între care rămâne proiectul de modificare Constituției, care s-a încheiat într-o primă instanță, să spunem, asupra de decizia Curții Constituționale, pe care o cunoașteți, pe care o putem comenta, pe care am comentat-o, dar pe care nu o putem influența, o putem decât respecta. Nu noi, cei din majoritatea Uniunii Social-Liberale, am decis cu voința noastră politică, a făcut ca acest proiect să fie amânat, deși lucrul ăsta este neapropășat. E o promisiune pe care am făcut-o și pe care am respectat-o. În prima sesiune parlamentară am apucat de treaba asta, am constituit comisia, am făcut toate demersurile, nu puține și nu ușoare, de consultare a foarte multe alte instituții decât Parlamentul României, am finalizat un proiect, l-am discutat deja, inclusiv cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Probabil că referendumul va avea loc, așa cum s-a vehiculat, nu e încă oficial, dar probabil asta va fi decizia odată cu alegerile prezidențiale. Să vedem partea bună, mai avem timp să mai discutăm, să mai revenim astăzi, eventual, asupra unor lucruri care sunt acolo. S-a vorbit, nu deschid acum fără discuție, s-a vorbit mult și fără niciun fel de corectitudine în cele mai multe cazuri despre acest proiect de Constituție. S-au spus toate prostiile de pe lume, că vrea să desfințeze independența justiției, că vrea să lase președintele decorativ. Dau un anul de exemplu. Nu e nimic adevărat. Ținem la opțiunile fundamentale și suntem gata să le argumentăm. Dar eu, deci, un subiect și vine încă unul. Legea referendumului, așa cum a fost ea examinată, votată în Parlament, examinată de către Curtea Constituțională, considerată constituțională, deci s-a respins atacul de neconstituționalitate, s-a inventat năzgândia cu una mai târziu, ca să fie toată lumea mulțumită și, de fapt, să nu câștige din asta, președintele a trimis-o, totuși,
ce trebuie din nou examinate și votate de către Senat și Camera Deputaților. În legătură cu ceea ce se va întâmpla, există multe discuții. Asta sunt de natură strict politică, până la urmă sunt convins că îi interesează prea puțin pe cetățeni. Pe cetățeni interesează ca cei pe care au votat să facă ce au promis, simplu spus, pe cetățeni interesează să trăiască mai bine sau să prevadă măcar o speranță în acest sens, pe cetățeni interesează ca instituțiile toate să funcționeze mai bine, pe cetățeni interesează să fie mai respectați în calitatea lor de cetățeni, de contribuabili, de votați. Nu interesează ce post are PNL-ul, ce post are PSD-ul, cât de mulțumit de PSD-ul, cât de mulțumit de PNL-ul și ce mai zice domnul Larg. Astea sunt chestiunile inerente vieții politice democratice. Există tot felul de idei, există tot felul de oameni care, deși n-au propus sau n-au făcut nimic, practic, în interiorul acestor partide sau acestor uniuni, sunt foarte nemulțumiți că PNL-ul are prea puțin, PSD-ul are prea mult. Până la urmă, momentul alegerilor este întotdeauna unul important. Există tot felul de oameni cu tot felul de sondaje și presimt o toamnă îngrozitoare. Va fi jar. Parcă văd că Partidul Național Liberal se ajunge la 2% și eu la minus 12%. Libertatea sondorilor, nu avem nicio treabă cu asta, nu e problema noastră. Problema noastră este ca la sondajul singur care contează să avem imaginea unui partid care are pretenția de a fi partid mare. Care este un partid mare? Și un partid mare e undeva 25% sau mai mult. În sensul acesta am spus că după aceea lucrurile se pot discuta altfel. Pentru că lucrurile esențiale, cele care interesează pe cetățeni, nu se discută altfel. Pe cetățeni interesează că noi am făcut un angajament, am făcut o coaliție, am făcut un program de guvernare și am făcut un proiect pe termen lung al acestei coaliții. Pe cetățenii interesează pe cei care nu au votat. Sunt cetățeni. Mulți. Să le respectăm. Asta e. Vreau începerea acestui domnul președinte al Senatului, ca să zic aveți spate. Spuneți-mi, de acest asemenea, la legea de parte și o discuție legată de situația din Siria și, în general, de politica externă a lui românească, pentru că foarte puțin eu, între altele, cred că discuțiile, pe orice subiect, discuțiile în Parlamentul României trebuie să fie mai dese și mai serioase. Se discută prea puțin în Parlamentul României. Parlamentul, în afară de legiferare, de control, e făcut ca să dezbat teme care interesează opinia publică. Și se discută prea puțin. Temele de politică externă au suferit, nu au avut o asemenea dezbatere, până la un punct justificat, în sensul că marile opțiuni de politică externă, făcând slavă Domnului de multă vreme, și sper eu pentru multă vreme în viitor, obiectul unui consens, atunci chestiunea asta s-a socotit așa cumva ca fiind rezolvată și îndreptățiți din Constituție, președinte, pe de parte, guvernul și ministrul de externe, ministerul de externe, pe de alta, au aplicat, că lucrează zi cu zi pe aceste coordonate mari. Nu avem o schimbare de politică externă a României care să necesite o dezbatere, dar, după părerea mea, asta este o părere personală, dincolo de faptul că susțin total la poziția pe care primul ministru României a și comunicat-o cu singura poziție oficială în statul român pe care o cunosc, nu știu dacă președintele Băsescu s-a pronunțat pe timp. Eu sunt exact pe poziția pe care a exprimat-o primul ministru. Ne-am și consultat, am și discutat în legătură cu acest lucru de altfel. Și eu cred că pentru credibilitatea, care niciodată nu-i prea multă, România are credibilitatea, niciodată nu-i prea multă, totdeauna se întreține, eu cred că această poziție ar putea fi discutată și consacrată sau întărită și de discuție în Parlament, în funcție de evoluția lucrurilor. De ce? Simplu. Pentru că de vreme ce suntem de acord cu punctul de vedere exprimat de secretarul de stat mai întâi și după aceea președintele Statelor Unite, seara trecută,
De vreme ce, în mod evident, ei au făcut apel la sprijinul politic, discutăm mai multe de mișcări militare, discutăm sprijinul politic al aliaților lor. Și de vreme ce vedem că nu toți aliații sunt foarte convinși să acorde acest sprijin, pe sprijinul României și la acest nivel ar fi cu atât mai prețios. Dacă tot, suntem convinși că așa e bine. Și cum putem fi mai bine convinși că așa trebuie făcut? Cred că trebuie răzbatere în Parlament. Nu este neapărat necesară, dar eu consider că ar fi binevenită și vom vedea dacă acest lucru se poate întâmpla, pentru că mâine, spre bucuria tuturor, se redeschid lucrările Parlamentului și la Senat și la acest protest al conținutului documentului respectiv este unul foarte serios, de luat în serios, este unul onest și discuția publică s-a concentrat doar pe povestea cu oameni. Dar acolo sunt multe alte lucruri. Și problema situației de neclaritate, vulnerabilității la acuzația de incompatibilitate este una foarte serioasă. Și cu acest prilej, mai spun o dată, încercarea marginală. Nimeni, se face o confuzie, nimeni nu a discutat, nimeni nu a cerut, nimeni nu a vehiculat ipoteza modificării legii anii. Nu a legii anii, ci a acelei legi, noi reținem numărul, pe baza formulării, 165, pe baza formulării formulării actuale, există riscul de acuzație de incompatibilitate. Despre asta discutam, pentru că e vorba de oameni pentru care nu au dorit să înșele pe nimeni, nu au dorit să-și însușească ceva necuvenit, au dorit să își servească interesele comunității. Și cum întâmplător sunt mai multe partide. Sigur, nu am discutat la televizor Iohannis, să vedem că nu poți. Așa, că nu e nimic, dacă ești pe greșit. Asta e altceva. Dar dincolo de povestea asta, există foarte multe lucruri legate de nevoi imediate și foarte serioase ale comunităților, de faptul că de la resursa financiară până la niște chestiuni de legislație, acești oameni au niște revendicări. Ele au fost luate și sunt discutate foarte serios la guvern, la primul ministru, la ministrul dezvoltării, la ministrul de interne, la ministerul justiției și cred că în acest sens un dialog aplicat special va avea guvernul. Aș mai nota următorul fapt. E un semn bun. Chiar dacă lucrurile pe care acești oameni primari le semnalează sunt fericite, ele pot fi remediate, dar este un lucru bun și care marchează o mare diferență între actuala stare și actuala putere, ca să spun așa, și cea trecută. Astfel de neajunsuri, de probleme, nu au fost generate, nu au fost inventate, cauzate de guvernul Ponta, ele sunt mai vechi. Numai că noi, în ultimii ani, nu am putut vedea primari care să vorbească deschis despre chestiunea asta, pe când acum, chiar primarii noștri, din punct de vedere politic, în fruntea și în majoritatea acestui primar, sunt primarii USR. Au curajul și de asta trebuie într-o democrație, ca să aibă curajul și demnitatea de a semnala niște lucruri, de a cere niște lucruri, atunci nu sunt îndrăpeți. Și încă întrebarea, credeți că echipa aceasta fi o echipă de cursă lungă sau se va învăța ca un mandat? Și mă refeream la marginalizarea unor oameni pe care nu i-am văzut în echipa lor să le spui pătrimi. Deci, dacă v-am stat în ele, de exemplu, în liberalul cu statul de zi, în liberalul... Foarte bune relații cu doamna Mărita Nicolae? Care nu le decid eu. Nu cunosc pe domnul Stăchilă, am o relație de durată și eu cu domnia sa. Nu, eu sunt cel care decide formatul unei echipe. E o organizație. Răspunsul la întrebarea noastră, dacă am încredere în faptul că această echipă e o echipă de cursă lungă și o echipă care va avea unitate în acțiune ei și în deciziile ei. Vă răspund scurt, simplu, dar foarte convins. Da, am această întrebare. Cu atunci, când am întâlnit, cum o să faceți o luare de consensul sau
Am transmis chiar și în cursul discursului meu. Îi doresc multă, multă sănătate și fericire în viață micuței, că înțeleg că e fetiță. Fericit pe mama ei, fericit pe tatăl ei, să trăiască, să se bucure și bunicul, pe nepoțică, dacă își mai dorește să mai aibă, îi doresc toate cele bune, pentru că politica, adversitatea politică sunt un lucru și pe acelea trebuie să-l facem fără uita niciodată că de fapt sunt oameni, sunt compatrioți, dar asemenea momente în viața unor oameni sunt pur românești și inima te doresc la acestea. Eu vreau să mă înțeleg. Observ și la liderii PNL de la OPM, tentația că atunci când vin în teritoriu, să ia temele cunoscute de la nivel național, de partea mă da nevoie de cimentarea cunoștință. Pentru că sunt redumări în neamț și aș vorbi de Constituție și de regionalizare. Știți, aveți cunoștință de faptul că dreptul nostru strălucește prin comune abuzivă înființat? Va avea și un oraș abuzivă înființat? Le va spune cineva vreodată acestor oameni la loc roman, că nu se poate trăi cu comună de o lume de locuitor român. Eu nu am spus ce teamă de la București, eu mi-am spus la întrebările dumneavoastră. Cu respect, cu inițiere și cum ar spune. Nu mă referam la asta. Apoi și acolo, o data din toată. Dacă veți avea bunătatea, îmi veți dau o listă cu lucrurile despre care trebuie să vorbesc sau eu cu colegii mei de parte. Și vă promit că voi ține cont de ea. La întrebarea aceasta, eu nu fac profeții. Eu fac, dacă e nevoie, împreună sigur cu colegii mei, lege. Guvernul ia hotărâri. Nu cunosc, vă spun foarte sincer. Cât de bun și cât de auzit sunt implicate niște localități, nu pot răspunde la această temă precisă legată cu instituționați, nu am fost la dar dacă se dorește într-un fel sau altul soluționarea unor chestiuni la neamț, în altă parte, evident, pot să discută pe acest lucru. Sunt romașcan celebri. Un băt de apă, lucrurile la urmă în vădă, care așteaptă avem în sectivul câteva angajat la lui, de care avem nevoie să mai avem programul care un pic de mama, în care de mandat la București m-am primit un răspuns. Dar să am reprezentare de romașcan, dacă îl facem bine de la urmă alegerile parlamentare, pe colegiul în pat, și de la urmă în care legile pe la prevedere în urmă voastră, vor avea la urmă și experiența asupra romașcanilor, dacă cineva ar face asta, ar fi nu doar absurd, dar ar fi profund antidemocratic. Totdeauna am spus și pe vremea când PNL-ul avea foarte mulți mari, și 2004, când PSD-ul avea în fiecare zi mai mulți mari, dar să se păzi înainte, că este absurd să lipsește niște oameni, comunități locale, de dreptul lor, că sunt și ei, de dreptul lor, de dezvoltare, de faptul că au avut o opțiune politică sau altă. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Proiectul acesta, ca și altele, se vor derula în măsura posibilităților pe cu totul alte criterii de ce primar are localitatea respectivă sau ce s-a votat. Pentru că așa am putea toată lumea, dacă e vorba de USL, să ne amintim că mai mulți romașcani au votat cu candidatul nostru decât cu candidatul PDL-ului. Chiar dacă nu este cu legi, sigur, candidatul PDL-ului de asta spune că ar fi absurd. Cred că intenționarea cea mai bună și răspunsul la întrebarea dumneavoastră este faptul că una dintre temele evidente de campanie ale Elenei Budrea, împreună cu primarul român, a fost vestitul plan integral de dezvoltare urbană, un proiect care era finanțat din programul operațional regional, al cărei autoritate de management era la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, unde ministrul era domnul Eduard Herbert. Un proiect operațional, un program operațional regional blocat, suspendat, tocmai din cauza neregulilor pe care doamna Elena Udrea l-a lăsat acolo. Chiar dacă primarul era PNL, chiar dacă doamna Udrea era antrenată
într-un proiect foarte important, acela de a se alege parlamentar, de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, au fost alocate fonduri pentru terminarea acelor lucrări. Și, practic, Romanul are în momentul de față planul integrat de dezvoltare urbană rezolvat pe finanțarea de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Pentru că plățile de la Comisia Europeană nu mai veneau, programul fiind blocat. Deci nici vorbă de partizanat cu un tip politic. Nu am vrut să intervin tocmai pe ideea ca să vă spun că în perioada când am fost ministru, aș fi blocat locul la Roma, pentru că știu cine a candidat acolo. Cât am fost ministru în ceea ce privește Roma, niciodată nu s-a pus în discuție de a bloca, ci din contră de a debloca anumite lucruri care nu au funcționat. Domnul deputat îmi este martor. N-am avut niciodată partipriu, nici că este primar PD, că este primar PNL. N-au fost niciodată discuțiile de acest gen. Dar pot să vă pun 100%. Mulțumim!